Am emoții, bă. Fii antenă. Acum să zic că mă mai gândesc. Ești de mult acum să zic că mă mai gândesc. Poți să te întorci acum. Sigur? Când vrei tu. Bă, lasă-mă, bă! Cine ești, bă? Cine stau, mă? Nu știu, prins aici. Vorbești cu... un psihopat aici, ai auzit? Mă, mă, credeți prost pe mine, mă? Credeți pe Antonel prost, mă? Bine v-am regăsit, guys, la un nou episod de Mariusel. De această dată este un episod important pentru că astăzi trebuie să facem pasul cel mare, să o cerem pe Bibi. O să vedem, doamne aștept să zică da, acum dacă ar zice nu, nici nu vreau să mă gândesc dacă e și varianta asta, pentru că nu știu ce aș putea să zic dacă ar zice nu. Cred că nimeni nu se așteaptă, cred că dacă zice nu, cred că nu știu ce să fac, sincer să vă spun, dacă s-ar întâmpla treaba asta. Astăzi aș vrea să mergem să clarificăm și care e treaba, pentru că data trecută a fost un întreg scandal. Vreau să văd care e treaba cu Pablo, să stabilim dacă e de partea noastră în conflictul ăla cu Antonel, dacă nu e, dacă care e treaba. Nu știu, sunt multe de făcut astăzi, guys, pe episod. Asta vă zic, așa că dați acolo pe butonul de like, subscribe și uitați-vă la tot episodul, pentru că este important episodul ăsta și o să fie și următoarele din ce în ce mai importante. Din păcate, cu perioada asta cu școala este mai greu să postez. Unii dintre voi mă înțelegeți, alții nu. Sper să mă înțelegeți că nu mi-este ușor deloc să fac episoadele astea. Este o muncă dublă, având în vedere că eu le editez, le fac să fie cât mai calitative, ca să vă placă vouă, să fie cât mai interesante pentru voi. De-aia nu fac atât de multe, pentru că dacă aș face o grămadă, are și mult mai prost calitative decât dacă aș face mai răruți, dar mai bune. Ok? O chestie care mă enervează e că plouă. Zumi? Wow, te-ai uitat și tu în spate. Nici nu te-am văzut, mă, crezi? Dar întrebarea mea e, de ce ești îmbrăcată toată în alb? Până nu mergem la nuntă. Hai să-ți explic care e treaba. Știi și... Nu știu dacă ai omis un lucru. Nu am cer... Nu ai făcut copilul încă. Continuă. Ne-a luat căței și cu pisicile. Ne-ai făcut podiumul alb. Lasă-mă cu copiii tăi. Că eu abia pot să mă cresc pe mine și tu îmi spui de copii. Îi cresc eu. Nu, deci nu. Cred că aude mai că mi-a dat un copil ca mine. Cred că își ia viața, cred că nu, deci dacă deci un copil, nu, deci nu vreau să mă gândesc. Da, copil 2 3 4. Zic, continuă. Da, mă, da. Ideea e că ai omis un detaliu. Nu am cerut o încă de soție, dacă știi treaba asta. Tu ai fost în spital. Când s-o cer de soție? Ia spune-mi tu mie. N-am cerut-o. Da, ușor. Ce ai, mă? Ridică-te, mă, că te uiți. Ridică-te, mă, că te uiți. Nu mai luat-o, lasă, că și așa era de la second hand. Bun, dar totuși, era... Parcă era astăzi, era ziua cea mare. Păi astăzi e ziua cea mare, astăzi e ziua cea mare. Astăzi promit că o cer. Păi trebuie să iau inelul ca după aceea să-l dau, nu așa funcționează? Se vede peștele. Ce pește? Bine, am iau pantofii în mână și hai să mergem. Hai, du-te, hai, unde e? Hai să o iei de nevastă din ocoa. Stai puțin, ușor. Păi acum, hai, de bezea, ai mai auzit ceva? Ai mai dat de bezea sau? Nu, n-am auzit nimic de el. Forță, ce pot să zic? Probabil că s-a dus la munte. Păi s-a dus iar în munți, trebuie să-l pescuim noi. S-a dus în munți, că n-are semnal. Am înțeles. Forță. Uite, da, unde mergem? Pare că a donat Dominuțu, dar pe chat apare altfel. Unde mergem? Da? Ha, ulo. Unde e Bibi? Păi unde e Bibi? Păi tu ai ieșit din casă. Eram singură. Cum? Eram singură. Nu era nimeni, te căutam pe tine să văd unde e nunta ta. Credeam că ai luat-o deja. Mă, ce am zis eu la fata asta? Ia și sună, hai, ai telefon, hai, bagă mâna în buzunar și sună. Mă, un lucru i-am zis eu, să nu plece de acasă, mă, bă, dar un lucru i-am zis. Oh, nu. No.
Unde naiba? Mironica, Bibi. Deci, să înțeleg că trebuie să mă duc să mă schimb, nu? Băi, te rog eu mult. Când ai văzut ultima dată pe Bibi? Spune că ai văzut-o, că am văzut când m-am ridicat de dimineață, era lângă, adică a trecut vreo jumătate de oră, o oră de când am ieșit pe afară. Unde e Bibi? Vezi o mașină cumva în curte? Păi nu văd niciuna, aia e problema mea. Păi și asta ce poate să însemne? Că a plecat cu mașina, dar nu înțeleg de ce pleacă. Wow, dacă... frate, am cerut-o să... i-am cerut să nu... Wow! Wow! Băi, am cerut, bă, un lucru, bă. Păi, dar nu ți răspunde la telefon. Vrei să o sun eu? O sun eu. O sun eu? Sună tu? Sună tu. Tu că am sunat. Am sunat! Am sunat, nu-mi răspunde, aia e problema. Auleu, îi dau mesaj. Nu că astăzi o cer, că ai stat liniștit, că orice s-ar întâmpla astăzi, că o văd cum o... Nu, astăzi te chem treaba, că nu mai pot, nu mai suport treaba asta. Nici voi nu cred. Opa. Te sună, așa. Da. Alo, alo. Bună ziua. Bună ziua. Cadet Marius Sebastian de la Poliția Română, mă auziți? Vă aud. Ce s-a întâmplat, doamne? Am găsit o mașină pe asta, pe highway. Dacă puteți să veniți la secția de poliție din Los Santos, să vorbim. Ați găsit o mașină? Ce mașină? Un Porsche alb. Un Porsche alb? Da. Oh, ok, domne, vin la secție. Desigur, vă aștept. O zi bună. O zi bună. Cred că ne-a găsit mașina, bă. Zumi? Da? Am o veste bună. Ia. Nu e legată de Bibi, dar cred că mi s-a găsit mașina. Ah. Dar cum ajungem noi să-mi iau mașina? Vii cu mine să-mi iau mașina? Mm, hai că până atunci... Da, vin. Ai menționat-o pe Bibi sau nu? Nu mi-o răspundem. Forță, hai că răspunde ea până luăm mașina, sper. Băi, incredibilă ființa asta, mă. Da, Nu, că după... Trebuie să o leg, cred că trebuie să-i pun lesă, trebuie să-i pun ceva, a? Tu, băi, nu, tu nu trebuie să rămâi în rochie. Hai că te duc să te schimbi, dar nu acum, că ne grăbim să luăm mașina, să ne care trebuie. Dar cum faci? Luăm mașina și mă las. Trebuie să luăm un Uber, stai puțin. Bine. Băi, e clară treaba, hai. Băi, dar trebuie să-mi fac și o relație cu un Uber. Deci, da, uite, despre asta vorbesc. Dacă vreți să vă integrați în roleplay, puteți deveni Uber-ul meu. Nu mă supăr, pentru că, uite, mai sunt cazuri în care am nevoie de Uber. Și da, nu m-am îmbrăcat deloc bine pentru vremea asta, sincer. Sincer, cred că și eu de aceeași părere cu tine. Ne-a venit Uber-ul, hai. Hai să mă... Da, că te suiau în cârcă, că dumitale ai de ăsta cu o singură ușă. Da, n-am. Îmi place mai sport așa în două ușe. Băi, da, domne, nu e combinație așa. Hai, dă-i. Dă-i. Pune-ți voi unde să merg, băieți. Și fete care... Și fete. Femei. Aici la secția din Los Santos, aici să mă duc, așa mă duc. Dă-i, domne, dă-i. Mergem la secția de poliție, guys. Bă, știți ce m-am gândit eu acum? Dacă avem noi o problemă, noi știți că în orașul ăsta noi încă suntem, mai suntem urmăriți de poliție sau nu suntem? V-ați spus centura? Nu știu, da, domne, stați liniștiți. Mamă. Am lăsat jocul, sunetul de la joc mai mic pentru că plouă și sper să nu vă enerveze sunetul de la ploaie. Sper că este destul de ok cum e acum. Domne, unde ți-ai luat permisul? Soare cap, am dat. Dacă tu crezi că îți dau vreun ban pe cum mergi? Ei, n-ați avut adrenalină? Nu vreau, vreau să ajung în siguranță, te rog. Eu vreau să nu mi se îmbolnăvească. Te rog. Bine, gata, în siguranță. Crezi că vreți adrenalină, v-am văzut așa tineri și... Ușor, domne, ține șoseaua asta la naiba. Doamne, iartă-mă, cine ți-a dat permisul? Ușor, uei, băi! Cu metre, nu vezi că plouă, iau mai ușor. M-a furat de spate. Te-a furat de spate, ia uite-l mă, te-a furat de spate. Siguranță și încredere, stați liniștiți. Mai puneți unde centuvă. Mai aveți no. Centuvă pe aici. Mai ușor, băi! Băi, ești nebun la cap! Ușor! Nu, no, că tu ești nebun la cap, vrei să ne omori. Te rog, oprește. Am ajuns în siguranță. Eu cred. V-a plăcut? Să nu te mai văd în viața mea. Pa. Oh my god.
La revedere. Nu primește nimic, asta ești nebun la cap. S-o crezi tu că primești ceva bani? S-o crezi tu? S-o crezi tu că primești ceva bani? Nu primești nimic. Du-te, bă, de aici. Nu primește. Ia. Vezi că coboară. Nu cred, nu cred că vine să se bată cu mine, că e în fața secției. Ia, 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 stai că vreau să eu mă duc înăuntru. Am băiat, măcar aia 50 de lei de motorină. Bă, măi, la mișto. Aproape m-am omorât până am ajuns aici și tu vrei să-ți dau 50 de lei pe cursa asta? Domnul Mariscot? Da, să trăiți. Hai, domnule, că am așa, așa. Așa, aici am și eu. S-a săturat și el, cred. Arăți-mi-le, vă rog. Da. Mamă, Mariscot mă cunoaște, deci, ok. Adică, băi, e înregistrat pe numele. Bună! Bună, domnișoară. Bună. Tu, cine n-ai bani asta? Hai, vină cu aici. Nu știu, dar e frumoasă. Da. Am aurat pe logănică. Calmează-te, Mariscot. Calmează-te. Poate ai invitat tot un secret pentru Bibi. N-am invitat nimic, okay. Nici un secret. Ok. E în baza de date mi-a apărut cu ea dumneavoastră și nu știu să sigur, vedem acum dată. V-a apărut în baza de date? Da. Ok. Asta înseamnă să nu ai mașină furată. Domnule polițist. Să fie pe numele tău. Spune-ți, rog. Sunt frumoasă? Foarte frumoasă, n-am ce zici. Cât de frumoasă? De la 1 la 10? 20. Da, e ușor, nebunule, că-i sorme. Zic și eu 20 așa. Uitați, asta este mașina? Bă, da mă, asta e. Am găsit-o. Bă, dar arată ok. A găsit-o la highway. Da, n-a fost doar caverat, a fost doar abandonată. Domne! Pe imaginea drumului. Spuneți. Nu prea e asta. Cum nu e asta, domn? Mă! E asta? Era la un coleg aia, mă scuzați, domnule. Că mi-a la mișto asta. Pe că aceea de acolo e, faia, era amândouă la fel. Asta e, mă, asta. Pe casă, nu, da. Da, mă, da. Bă, era, dar mi s-a părut mie că e un pic cam prea suvuleț aia de la față, dar dacă te uiți, seamănă foarte mult. Dar nu, da. Asta e Panamera, ăla era Macan, adică totuși, știi? Haideți, domnule, că e bine. La bot, așa, la bot mai mult. Este ok, domnule, trebuie să semnezi acte ceva? Să-mi spuneți unde să semnezi da, și... Haideți în birou, vă rog. Oh my god, mai ieși în birou. Stai aici, lasă, la mașină. Protegeți mașina. Bine, mă uite aici, sau, vă uite-te acolo, hai. Ziua, coleg, copil. Nu băga de seamă, nu băga de seamă. Nu bag nimic de seamă, hai. Deci trebuie să semnezi aici, da? Da, în colțul din dreapta. Ok. Până actele înapoi și puteți lua mașină. E în regulă, poți să plec, doamne? Da, o zi bună. Mulțumesc că zi bună. Așa. Ce repede am scăpat. Băi. Ok. Bastonul la mine. Așa. Băi, n-am mai zis nimica, bă. Nu știu, te-am 10.39. Stai puțin. Hai să luăm mașina, gai, să ne cărăm de aici. Da. Ai filmare? Nu am, pentru că nu știu cum să setez. Nu te cuți polițist aici. Și eu vreau de asta. Ia. Dumnezeu. Nu cred că ești sănătos, bă. Să trăiți, băi, să trăiți, să faceți aici o treabă bună. Vreau să muncesc pentru licența aia, nu se ocupă bine. Oh, Luci. Bună ziua. Neața frumoasă. Ce sărmână. Bună, stați două secunde că nu vă aud. Stai. Sărmână. Frumoasă-i femeia. Da. Doamna polițistă. Nu, e jandarm. Doamna polițist. Ah, jandarm. Jandarm. Doamna jandarm, să vină cu bastonul. Haide. Vreau au băgat donații noi de mână, ia uite. Wow, ce? Ce-a făcut, mă, am alunecat? Te-ai pe bune, nu știu ce a fost asta. Poate era un lei pe jos, mă. Bă, trebuie să sunăm pe Bibi, neapărat să dăm de Bibi. Și să mergem să mi iau niște haine. Hai că știu cum facem, guys. Fii antrenă cum facem. Hai că sunăm pe Bibi să vedem ce facem. Pe cine suni? Pe Bibi. Așa.
Alo? Bună! Bună! Dar ce bună! Prezență! Răspundem și bună! Noi! Bună! Mă bucur că ești bine dispusă, bună! Dar poți să știu unde ești? Hai, înțeles că mă găsesc la ușă. Mă schimb. Te ce schimbi? Da. Unde ești? La ce magazin? La haine. A, nu? E bine că la haine. Mă bucur. Dar în ce magazin? Suburban. Suburban? Care e da. Suburban? Lângă frizerie. Lângă frizeria în Nord? Lângă barbershop. În Nord? Nu știu. Nu e aia aproape de casa, aia lântul. Am înțeles. Poți să-mi dai o locație pe WhatsApp? Da, da. Hai, hai, aștept. Pa! Ciao. Îmi place că e good vibes, de parcă nu i-aș fi zis să stea acasă. Ea e tot așa. Da, bună! Deci la mall? Deci este la ăsta, cum îi spune, să-și ia haine de la Suburban, undeva de lângă frizerie, dar nu în apropiere de noi, a zis. Nu știu, complicat. Perfect. Bibi. Și la magazin de soție? Da, mă, da, cum ai gândit-o? Cum? Așa te-ai vrea să fii cerută? Nu, mă, hai să explic care e planul înainte să mă duc la ea. Deci acum, ca să nu-mi dai de gol. Da, da. Facem, merg împreună cu ea la Hollywood. Acolo sus, la semnul ăla de la Hollywood. Așa? Și o cer acolo, exact în locul unde ne-am sărutat prima oară. Oh my god, este cute! Zic că merge, nu? Da, 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 da. Bine. Oh my god. Hai că mergem. Unde ne-ai trebuie să mergem, guys? Eu zic că e ok, nu? Și după... Presupun că ai plătit un loc unde să faci nota, nu? Asta? Aha. Hai să nu ne grăbim! Aha. Hai să nu ne grăbim! Păi da, nu faci nota astăzi! Doamne ferește, mă, tu ai nebun la cap! Da! Bă, ce ai, mă, te doare capul! Da, păi, avem bani! Păi, te doare pe capul, cred că. Ce nu, avem bani, da. Mă? Am eu bani, îți dau eu bani, hai să facem nota, te rog azi. Bă, ești nebun la cap, stai mă liniștită, țeruță, ai temperatură. Păi după o să mergi la... Nu, știu. Dar... Te chinu-n spate. Hai ia gura, să nu te aud că spui absolut nimica, ok? Absolut nimica, să nu te dai de gol, să nu mă dai de gol că strici totul, ok? Nu vrei să strici o magie, nu? Nu. Bine. Aoleu, cum... Asta e, baby? Aoleu, cum... Dă-i-te-mă... Aoleu, cum să... Am îmbrăcat un pic cam prea hipster nebunie. Bună! Bună! Ce faci? Bine, tu? Bună! Bună! Ah, de fapt e ok, părea mai rău de la departare, dar e ok. Părea mai rău, dar m-am speriat eu. Stă bine! Îți plac ceștii mei? Mamă, mâncați-aș banii tăi! Unghiile mele? Aaaa, unghiile... Am mai văzut de-astea așa, dar nu înțeleg, pe cine vrei să omor cu unghiilele? Pe nimeni. A, cream că vrei să zici că pe mine, da. Da, e... întrebarea mea e... Cu portalele alea din urechi, ce facem? Care? Alea de la urechile tale, suntem în portal 2, acum vrei, îți intră o muscă prin dreapta și se teleportează prin stânga, nu? Sunt cercei. Aha, sunt cercei. Da. Dar nu te dor urechile, că... Nu. Pă pune de nu. E ok. E ok? Da. Ce, mă, ești bun? Ți-ai pus toată sârba la urechi. Da, e ok, mă, e ok. Stă bine, mă, na. E ok. Doar portale, doar... Știu. Am zis nimic. E ok. Caolo, hai că se îmbracă și Zumi acum se fac. Nu știu, ai văzut pe Zumi cum s-a îmbrăcat? E nebun, nu știu. Da, ce vremea asta? Cred că a fost la petrecere, la shooting de alea cu... Da, că ea e fotomodel da, cu d-astea. Da, la pozile a tale, nebune. A pus anvelope noi. Ți-ai pus anvelope noi la ureche acolo? Da, mă, că stau. Da, ce-mi dai bully? Păi da, pe bune, stăteam înainte mai bine cu alea așa mai finuți, știi, dar bine, dacă ție îți place, îmi place și mie, e ok. Eu doar ți-am zis și aș prefera mai mult, știi, că da, am velopele astea așa. Da, glumești-o, știi și tu că glumești-o, hai că dacă mai zic multe de-astea, guys, îmi zice nu direct, ești nebun la chat. Băi, ce aveți, mă?
Nu e bine, dacă zic astea nu. Ce te râzi de așa nebună? E și normal după atâția ani să mai glumești cu ea, nu? Porșu, o mă, ce-a... E aici, așa. Ok. Poți să te pui în mașină? A! Da, mașina șmechera. A, mașina șmechera? Da. Nu mai recunoști? Într-o porșu taie ca 10.000 în gheață. Wow, dar ce avem noi aici? Bă, îmi place că ești bine dispus, adică chiar mă bucur. Să mergem să o lăsăm pe Zumi acasă. Hai Zumi, vino. Gata, gata. Dar ce frumos este în spate, mama, mama, căldurică. Mamă, da, cât ai dat pe mașină? Cât am dat? Da. A, nu mai țin minte, că sincer. Dacă îmi vin gândurile așa în cap, îți aduc aminte. Prea frumoasă și luxoasă și modernă. Ok. Cât am dat pe an? 800 de mii? 900 de mii? Nu cred. M-a auzit? Da. Da. Mă sună telefon. Îmi dă mesajul numai. Stai puțin, mă uite, da. Zumi, te las acasă? Da. Bine. Hai să o stăm pe Zumi acasă, că ne trebuie să mergem unul cu al nostru. Mamă, câte mesaje primesc! Și voi unde vă duceți? Cu niște treabă. Am niște treabă cu Bibi. Vreau să-i arăt ceva. Ah, ok. Stai puțin. Wow. Unde ce? Am... Îți arăt imediat, vreau să-ți arăt o surpriză. Bine. Vreau să te duc într-un loc mișcto. Îmi spui dacă îți place. Drăguț, i-au pus drăguț. Pa, pa, guys, distracție plăcută. Ceau. Ai, ce are frate? Ia să-ți mai facem un mesaj. Bine. A, e clar. Alo, merge? Yo, alo. Oh my god, mă mică. Da? Mă spamează Miruna, nu e bine. Sunt ocupat. Treci acasă. Nu că ești ocupat. Cum vii acasă? Ce s-a întâmplat? Nu mai știi să vorbești cu... Puțin. Hai că mai dăm o tură pe la mama mea, Miruna. N-ai mai văzut de mult. Da, ai dreptate. Mamă, nu cred că e bine. Nu e bine deloc. Nu e, deci dacă scoate acum maica mea o prostie pe gură. Orice e, by the way, vezi că maica mea e în toane așa mai proaste, se ia de cam toată lumea, așa că să nu e în serios orice ar zice, ok? Bine. Mă tot spamează că să mai trec și pe la aia, se supără pe mine, știi? Da. Am început să mă doară gâtul rău de tort. Nu e bine. Bă, bune, mă doare gâtul. La început de la mine nu mă durea absolut deloc gâtul. Deloc. Și acum am început să-mi doare gâtul, nu-i bine. Și ideea e că mai e mult din live-ul ăsta, nu e problemă. Dar se aude bine jocul, guys? Ia spuneți. Bă... Așa, da. Fără glume cu COVID-ul, că mă am chef. Nu-i ceva, nu? Nu se glumește cu destea, guys. Așa. Nina, cum e? Dar de ce mergi așa cu mâinile așa stânga-dreapta? Dar tu de ce mergi așa cu mâine pe lângă tine? Eu nu merg, uite, eu de vreo să zic cum merg eu, uite. Ba.
Uite cum îți place mai mult așa, cum îți place să meargă. Uite așa. Merge așa, da. Merge așa, hai. Da. Bă, niciodată nu deschide asta, ușa. Nu, că intră direct. Bă! E ok? Se intră așa? Stau! Bine, 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 bine. Și v-am avut o idee mai genială. Du-te și stai în mașină și vin eu în 5 minute, ok? Te-a părut să arăt așa cu Miruna. Bine, hai! Mamica? Mamica, ho, sunt aici. Ho. Mamica, stop. Ce? Ce ai din spate cine? Ce bună. Cine e? Mamica, calmează-te. Bună, ce faci? Păi avea părul altfel. Cine să te iau și în brațe? Mă iei în brațe acum? Păi abia am venit. Abia am venit. N-am venit să mă bați. Alo, plec. Nu! Păi vine să te iau în brațe. Așa. Bine, hai. Vino aici. Ce faci, dragule? Eu ce fac? Bine, uite, am zis să... am refăcut răs de mașină înapoi, dacă vrei vin să-ți arăt, să vezi adevărata mea mașină care este, că te-ai luat de mașina mea data trecută. Așa. Și ne plimbăm și noi, ce să facem, supraviețuim. Tot ok, păi, la tine de ce mai... Păi, cum adică supraviețui? Supraviețuiesc, că e lumea și asta. Și unde stai tu? Pe străzi? În gunoaie? Am o casă, mami, ce... Și ce casă ai tu, hm? Zumi are o casă care o are de mult aici în oraș. Ok, bine, o să mă mut și eu acolo. E o problemă, că nu mai sunt locuri. Nu mă interesează, faci loc pentru măta. Are dreptate. Tu cu departe cu ești? Bine, mămică, deci o să iau... Ce mai faci? Eu ți-am spus, fac bine. O să ne gândim la o soluție și o să facem să fie bine, oricum ar fi. Deci da. După ce ar trebui să fii fericit, uite ce bine arăt. După ce că alte mame, bine, uite, cum vezi în capa mea niște fire albe, dar nu contează. Văd că ești un pic murdară. Te-ai făcut ceva grădinărit sau? Da. Da, am grădinărit, a grădinărit d-alea unul pe mine cu mașină. Te-a grădinărit unul pe tine. Nu te gândi la prostii, că de fapt acum. Ce? What? Că după ce că stau singură în casa asta, mai vorbesc toată doar cu Bezea, atât. Și cu tataie, și cu copilașul meu mic, că tu ai uitat de ei. Acum, gata, îți faci și tu copiii tăi, nu? Bă, mămică, calma este. Nu, no, păi oricum n-ai cu ce încă. Mămică, te rog, calmează-te. Hai să... Bibi, îți place ce are în pantalon acolo? Avălo! Nu! Hai să... Eu nu iau parte la această conversație, mămică. Hai că... Ce? Eu trebuie să plec cu Bibi, nu. Avem niște unde? Treabă. Păi, avem niște treabă. Ce treabă? Cum să... Am zis să-mi cumperi gogoși. Unde sunt? Revin cu gogoși mai încolo. Ok. Unde sunt mezelure? Vreau șuncă. Bă, mimică, merg cu tine acum să fac cumpărăturile și ne întoarcem înapoi, ok? Nu, că o să-mi iei cumpărăturul mai... Nu mă iubești. Ți-am spus că mergem împreună acum și nu vrei să mergi cu mine acum. A? Ți-am spus că mergem împreună. Mie? Da. Mergem acum, îți luăm ce ai de luat și ne întoarcem. E ok? Nu pot să mă las în pace. Haide! Haide, iam șuncă, gogoși, sarmale... Pâine. Hai, ții, mămică, ce vrei tu? Eu te duc cu mașina și uite, vezi acum. Ce?
Da, nimic, nimic. Haide. Ce părere ai de mașină? Mă, poate dispărea de aici. Da, e ok. E ok, na? Nu era locul lui Bibi. Bă, deja ești nesimțit, adică nici lumăta nu lași în față, nu? Glumea. Hai că gata, ești nesimțit. Hai, pa. Bă! What? Bă! Dacă nici nu... Da, glumeam! Dar nu mai stai în față, ești nesimțit. Da, cu mine nu glume, eu cu tine nu pot să glumesc. Nu, nu poți să glumești de chestii gen, că deja din ultimul timp ai uitat de mine. Gata, mămică, nu mă măcar zi. Atâta, știi? Gata, să trăiți, nicio problemă. Gata. Hai, magazinul în spate. Cruzați comportamentul. Data viitoare nu se mai va mai repeta. Aveai magazinul în spate. Nu e magazin, alt magazin de altceva. Oh my god. Să merg să iau tot ce vrea. Sper că știi, mămica, bine ce să-ți ții, da? Ce? Nimic, las. Nimic. Uite aici, mămica. E. Păi ți-am zis că te duc să-ți iei, hai, tot. Da. Oh my god, e nebună. Noi la vreme așa, a luat un pic așa, nu știu, trebuie să-i găsim un gagic și... Trebuie să-i găsim și ei, pe cineva. Jumătatea. Mă, și-am mai găsit tot. A avut cam mult ghinion. Cu doi bărbați până acum, acum, doamne, cu ultimul era și căsătorită și vai, mă, nu mai zic nimic acum. Oh my god. Guys, pentru cei care nu ați văzut, am făcut un live cu Justin Petrovo. Așa că dați un follow Petrovo că se mai investe de live-uri de-astea ocazionale în care, bam, într-o dată și mai face apariția poate un personaj care are timp atunci și nu puteam să fac episodul cu Marisel pentru că tocmai și-l făcusem pe YouTube și n-aveam nicio logică niciunui, mă. Bravo! Ți-a luat și ghiozdănel? Da, ca să pun mâncarea. Bravo, mica. Te duc și te rezolvăm, nicio problemă. Pe aici eram, mă? Da, aici. Ia și tu o bere. Mica, n-am voie să beau când sunt la volan. Cui am dat-o? Mie mi-ai dat-o, dar n-am voie să beau când sunt la volan. Știi, nu? Banană, da, pot să mănânc o banană. Ia și tu o banană. Da, e că mănânc o banană. Dă-o puțin. Da, puțin. Băncăm o banană, eat. O bere, băgăm o bere. La volan. Poate ne trage poliția. Sau apă. Hai să trăim legal, guys. Nu beți la volan. Am băut o apă. Nu beți la volan. Nu înțeleg pe ăștia care se umplă băbuți la volan, sincer. Mie unul mi se pare un lucru greu, adică, nu știu, nu văd de ce te pun la volan. Băut, dacă știi că ai băut. Mergi, frate, cu altceva. În ce clasă ești, mămică? Clasa 12-a, care nu mergi tu. Aha, ce bully, mamă, ce bully. Mamă, ce urât. Mamă, ce urât, numai că mă duc plâng, gata. Iau o pauză pentru replica asta. Pentru replica asta, nu mai zic nimic, decât... A, cum te supere, a? Hai, în casă să vorbim, măcar nu sta în ploaie, că iar miroși. Mă spăl. Nu văd. Îți uzi mașina. Hai, vin un coaie să-l bagi alea în ghiodan și hai. Unul zero, Miruna.
Mi-a ieșit-o bine la faza asta, n-am plice, chiar... Chiar a fost bună. Stai să mâncați o sarma? Nu prea avem timp, mămică. Bine, pa. Hai cum o să-i zic papa și mă îmbrățișești, pa. Ai, mămică, nu te supăra. Ne-am zis, vorbim mai încolo, da? Zilele astea. Bine, pa. Hai, vine să te iau în brațe. Pa. Păi să te iau în brațe. Pa. Băi, nu mai te iau și în brațe. Pa. Pa. Te pupic. Nici eu. Mua. Pa. Mua. Ce? A, da. Schimbă haine și jos găzdanul. Hai că mă dă puțin să mai schimb și eu. Vreau să dau. Bine. Jos găzdanul ăsta. Vezi că nu e ușa închisă. Normal, dar cine asta? Aha. Cine asta de acolo, oare? Nu știu. A, Mirona. Mirona? Da. A. A. Hai că Mirona. Nu eu. Nu a tot, nu? Bine. Nu? Bine. Guys, din păcate nu am un costum pentru ca social, adică o să fiu tot îmbrăcat clasic, dar mai bine clasic ca să fim clasici. Dar vreau la nuntă neapărat, altfel nu o să fac nunta până nu o să-mi bag un costum. Vreau să-mi fac un costum gen... Nu un costum, o să-mi fie pur și simplu un tricou, cred că negru, cu ca o cravată. Gen, o să vreau să-l fac cât de mișto pot eu, o să trebuie să mă bag la creație, așa că am nevoie de timp pentru treaba asta, așa că vă dați seama că nunta nu o să fie imediat. Dar o să fie cât de curând posibil, ce să zic. Haide, mă. Wow, wow, wow. Wow. Ușor. Ușor. Bă, dar s-a pus ploaia asta pe noi, pe bune. Da, trist. Ia stai, mă, să închid eu mașina asta, că... Cum închidem pe... Da, mă, da. Ce faci? Am încăiat mașina. Ah. Negru. Uitați cum e negru. Bam, negru. Bam, arată mai mai fis așa. Sau Gucci. Eu zic că Gucci, boys. Și tricou va fi fără ghiozdan. Gucci sau negru. Cum ne îmbrăcăm? Nu uita de florile din portbagaj. Mamă, trebuie să facem cumva cu florile din portbagaj, că cred că n-am mai rămas nimic din ele. Sau? Mamă, că cred că erau atât de așa decât, cred că au rămas ceva din ele. Sper. Mai bine negru, pentru că am realizat că ea este îmbrăcată în negru. Ceea ce e corect, ar trebui să fim și noi în negru. Fără ghiozdan, negru, tot ce trebuie. Mergem la tine. Așa știam și eu că l-am la mine. Mă, că mă verific. 2 secunde. Da. Aole. Cred că am uitat ceva. Asta, stai puțin. Mă verific în buzunar. Se verifică în buzunar. Nu, cred că am inelul la mine, chat, ce aveți? L-am la mine. E la mine, chat. Nu am lăsat nicăieri. De ce faceți bait? M-am speriat. Gagica! Gagica! Nu strâmba! Gagica! A, plecăm? Scuze! Mersi, mersi!
Oh my god, ușa deschide. Nu pot să cred. Ce? Tu nu vă observi? S-a oprit ploaia, ai soarele. E un semn, știi ce semn e ăsta? Ia. E un semn bun, că ceva bine se întâmplă. Și eu cred. Chat, s-a oprit ploaia. Cred că te-ți dau un sunetul mai tare. Cred că e un semn foarte dar. Se aude bine joc acum? Cred că se aude cam tare, de fapt. Gata. Oh my god, guys. We good. Oh my guys, a venit momentul. Am întrebat așa. Ce? Pentru o prietenă. Unde mergem? Dacă ți-a spune unde ar mai fi farmecul. Bine. Ce? Hai zic. Ia cu cine ține? Oh my god. Zoomie mă, ce vrei zoomie mă? Vrei să o luăm pe zoomie cu noi când o cerem? Ați nebuni? This is the moment. Lasă că se mai oprește. Oh my god, dar chiar oare mai plouă are sau nu afară? Că când am pornit live-ul, da, îmi ploua afară, dar acum nu știu dacă mai plouă. Oprește tu ploaia. Credeți cum că dacă puteam să fac asta, o făceam de mult timp. Poți să-ți pui mâna la ochi? Da. Pune-ți mâna gata, la ochi. Pun... Nu mai vezi nimica, da? Negru văd. Sigur? O culoare e superbă. Ți-ai pus mâna la ochi, da? Da. Ok. Acum avem ceva până aici, nu stai niște tu. Mamă, chat, I'm nervous. Am emoții. Nu e bine. Nu e bine, cred că ceva nu e bine. Parcă ceva nu e în regulă, bă. Mamă, uite aici. Sheesh. Mai stau? Da, da. Stai cu mâine loc, da? Normal. Ok, stai cu mine la ochi. Bine. What? Mai ai mișto? Aha, închide ea. Dacă poți să ieși din mașină. Dacă poți să ieși din mașină. Mamă, s-a oprit ploaia. Mamă, chat. Ce vreme frumoasă. Mamă. Ții mâine la ochi, da? Da. Ok. Te iau pe sus, da? Nu te panica, da? Bine? Nu te panica. Vezi că eu încă am ochi închiși. Vei, ține-mă chiar acolo închiși. Ține-mă chiar acolo închiși, da? Da, da. Plus pe acolo de ăla de mantap. Mamă, să o duc acolo? O duc acolo? Crezi că poți să urc cu ea acolo?
Nu știu dacă pot. Ține ochii acolo, da? Normal. Da, da. Mă, dar ce naiba aici, mă, că nu pot să... Pot să urc? Hai că pot să urc, chat. Ce aveți, mă, că au furat și scările, ești nebun? Stai liniștită. Bă, au furat și scările, bă, ești nebun. Stai acolo, da? Da. Aaaa! Mama, e nervos. Am emoții, bă. Fii antenă. Sunt ochii, urechi, mâini. Chiar dacă nu văd. Nu te panica. Deschide da, da. Ochii. Bun, deschid? Da, deschide ochii. Sigur? Deschide ochii. Sigur? Deschide ochii. Sigur? Sigur, deschide ochii. Sigur? Poți deschide ochii. E frică. Deschide ochii. E frică. Uite-te doar în față. Uite-te doar în față. Ah, bine. Uite-te doar în față, ține ochii. Gata, ce știu mai că se vede. Așa, și? Mai ții minte locul ăsta? Da. Da? Normal. Parcă e mai frumos acum, sincer. Să știi, că ai și soare. E, nu? Vreau să faci ceva da, pentru da. Mine. Ești pregătită? Ce să fac? Normal. Deci, uite-te doar în față, da? Da, mă uit. Nu te întoarce. Orice îi faci. Bine. Mamă, chat. Mamă, chat. Mamă. Mamă, chat. Chat, chat, mă doare. Mamă, chat. Nu. Nu poți să deschid port bagajul la mașina asta? Mai ia capul, chat. Asta este. Prefacem că e în port bagaj. Luăm buchetul din port bagaj. Acum să zic că mă mai gândesc. Ești de mult acum să zic că mă mai gândesc. Oh my god. Oh my god. Vivi? Da? Uite-te în față, da? Da. Mi-auzi vocea, da? Normal. În genunchi, știu și eu că în genunchi trebuie să mă pun. Poți să te întorci acum. Sigur? Când vrei tu. Da, mâine. Sigur? Când vrei tu. Eu sunt aici. Dar dacă vreau nu mă întorc. Eu aș prefera să te întorci. E ceva de rău? Nu. Eu zic că e de bine. Sigur? Nu știu. Întoarce-te și o să vezi. Hai. Mamă, chat. Bine, hai, stai. Baby? Da. Întoarce-te. Bine, gata. Vrei să fii soția mea, Baby? Da! Da? Da! Aia zic! Vreau cu acestea în brațe. Stai să-ți pun inelul. Stai. Plâng. Pune inelul. Ce? Ia, dă-mi video degetul. Ba. Mamă, ce-a... Da, stai. Mamă. A zis da? Mamă, ce? Deci în momentul de față eu chiar am emoții. Am ceva special pentru asta. Vezi? Hai că-ți bag acum. Vezi? Eu uite. Haide! Oh my god! Oh my god! Sheesh! Aia zi! Mă căcam pe mine de râs dacă zicea nu. Eu eram pești de bun la cap. Oh, ăla vine-mi cu aici. Vine-mi cu aici. Îmi dau un pic. Nu credeam. Nu credeai că o să fac asta? Nu. Fără căsării, Petra, încă nu ne-am
căsătorit teoretic. Acum am cerut-o, cred că se zice case de piatră după ce m-am măritat, nu? Nu cred că așa funcționează? Mamă, n-ai idee ce emoții am. Eu plâng. Tu plângi? Nu vezi? Uite. Da, e un pic așa. Eu sunt... am picioarele marte, am picioarele slănină. Dar e ok. E ok, am picioarele slănină. Picil. Casă de căcat să nu-și bage nimeni nasul în ea. What? Nu la Logan, mă, ba nu. Ce ba nu? Ba da, ba nu. Se zice și casă de piatră la... Nici nu știu cum funcționează. Bucură-te de priveliște asta. Hai că vreau să facem o poză. Vreau să... Hai, pune-te pe mașină și stai pe mașină. Pune-te pe mașină. Că așa îmi place. Stai pe mașină. Aici? Da, da, da. Pune-te pe mașină și fac... Mai, nu știu care... Sau văd. Gata, mă, ce fiți antena aici să faceți poză. 100 de la AT Play, tapo... 200! Oh! 200 de elixir chiar. Thank you, AT Play. Hai să băgăm. Deci... Telefon, facem o poză. Chat. E bine, boys, e bine. A, uite aici, tată! Asta vreau să văd! Ia uite ce frumos! Vă bine, da? Asta vreau să văd! Nu vezi că Dumnezeu ține cu noi, s-a oprit și ploaia, deci e incredibil, bă. Băi, chat, incredibil, bă. Uite. Ia, uitați aici. Pozici. O să apară și pe Instagram, dați un follow pe Instagram, că o să vreau să pun și pe Instagram. Hai că fac acum o poză. Bam. Uite asta. Să am aici. Bam. Vreau să te vă fericit acolo în spate. Normal, eu aici. Da, eu. Așa. Așa. Acum Denisa. Oh my god, chat. În curând o să aveți o surpriză pe chat acolo și pe Instagram mai încolo. Fă o poză numai lui Bibi. Oricum, guys, cred că mi-au bătaie după live-ul ăsta destul de mare, dar o să suport acolo cât pot. Pentru acest live, așa că dați acolo pe butonul de like. Ne trebuie să-mi iau după bătaie de la adevărata nevastă. Da, asta este. Haide. Dă-te jos de acolo. Da, te că chiar îmi place. Bine, gata. Mamă, frate, ce bine mă simt. Pe bune. Și eu. Mă simt așa ca parcă aș fi scăpat de un stres, știi? Ce? Îmi sună un număr. Stai puțin. Ce faci, bă? Cine ești? Pablo. Oh, no, 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 salut, 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 no, 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 no. 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 Nu ți-ai ales momentul potrivit. De la menajerii. Ce? De la menajerii vă sună. Ce menajerie, mă? Că acum crezi că nu mai știu cine ești, e același număr de telefon. Ah, am uitat. Ce este? De ce mă suni? Păi, am zis că vrem să ne întâlnim, că nu mai vorbim foai decât timp. Nu știu cum să spun, dar... Când îi vrea pe Antonel. Ce să spui ea? Hai. Eu nu mai înțeleg nimica. Bă, tu ești cine mai înțeleg? Cu Antonel sau ești împotriva lui Antonel? Sunt împotriva lui. Și o dovadă, pentru că toate semnele arată, am fost amenințat, a fost taică-miu răpit. Zumi aproape a murit, soara mea. Adică?
Adică a fost împușcată de oamenii lui Antonel. Păi și eu l-am împușcat pe unul. Poftim? Și eu l-am împușcat pe unul. Și tu l-ai împușcat pe unul? Da. Și ce propui? Deci, ca să știi, m-a dat un pic bine până la Antonel, așa. Și am încercat de mult să-l omor pe un dușman de rău de-a meu. Și cum și el avea o problemă, m-a dat frumos. N-am închis eu. Mai închis odată. Să mor de închid eu. E de la te, antena, nu prea am antenă. Deși eu sunt fix lângă antenă, tu nu prea ai antenă. Fapt, dar antenele încă, că-s la aici. La un restaurant. Deci, m-a dat frumos pe lângă unul, pe lângă Antonel ăla, că am vrut să-mi omor un dușman, l-am omorât. Și între timp, am aflat și lucruri despre el și știu și ce vrea să-ți facă. Hai, știi unde e pantoful galben? Bine mă, hai că ne vedem, spune-mi unde ne vedem. Și unde e pantoful galben? Pantoful galben eu? Da. Nu prea. Iau cel de party. Deci, dai de locație. La... Bine, hai. Ciao. Mă, ar trebui să ne mai băgăm întrebările astea, dar în același timp ar trebui, pentru că el e singurul om care ne-ar putea ajuta în conflictul ăsta pe care îl avem. Baby scode acum. Stați mă niște să facem nunta și după. Acolo trebuie să vă bucurați, acolo e efectiv... Aici e bine că a zis da, deci e de acord, dar acum urmează... Mă lăsați dumii? Nu știu ce să zic. Ideea e că trebuie să mă duc să mai rezolv niște treburi cu băiatul ăsta, Pablo. Care că m-ar ajuta să rezolv conflictele mele ca să putem trăi liniștit. Și nu prea aș vrea să te implic pe tine pentru că ești importantă și nu vreau să pățești ceva. Dar te rog eu mult, Bibi. Ce? Nu mai pleca de acasă. Nu, gata. Sănăț. Nu, gata? Bine. Da. Și cum te simți acum? Deci stai să zic ceva. Ia zi. Deci mă uitam pe TikTok azi de dimineață. Așa, și era o fată care a zis că, gen, mă uitam pe TikTok dimineață și gen, a făcut o fată un TikTok ăla și gen a zis că până n-am inelul pe mână, fac ce vreau eu. Așa a scris acolo, gen. Și acum că ai inelul pe mână, nu prea mai faci ce vrei tu, nu? Da. Păi sper să fie așa. A fost cu cap. Hai grijă de inelul ăla, că e frumos. Normal. E cu roșu, cum îmi place mie, da, și sper că îți place și ție. Văd. Îți place adevărat? Da. M-am chinuit ceva să lălăg. Drăguț. Dacă nu ați văzut inelul, îl puteți vedea în episodul anterior, guys. Acolo am ales inelul și puteți vedea imaginea cu inelul. Stai puțin, că primesc mesaje. Mă dorează că mi-e foame copilă și gata, ai luat-o de nevastă plus pisicuțe. Oh my god. Vine acum să vorbim. Ajung la 20, 50, 45 să zic. Hai 45. Îi zicem lui Pablo că ajunge la 20, 45. Putem să dăm drumul la sunet mai mare, că nu mai plouă. Sperăm să nu mai pornească din nou, dar de obicei așa se întâmplă. Dacă dau drumul la sunet, pornește, din câte am observat. Auzi? Da. Am o întrebare. Ascult. Da, mi-ai zis că tata e ăla acum câteva săptămâni la KFC. Oare mai e la KFC? Nu mai e, mama, am fost la el, nu e. Cred că nu știu ce a făcut. Ți-a dat și înseamnă că l-ai părăsit acolo și că a plecat unul singur. A plecat, dar ceva tigre, că... Săracu tătai. Că îl găsim noi altă dată. Da, pe stradă. O problemă sau badaie, ok, vezi că eu mă duc la coafor, mă fac roz în cap. Și că zumi se face roz în cap. Și eu! Să nu se facă fără mine, că și eu vreau roz în cap. Oh, alo, nu, te rog, măcar, nu, te rog, măcar după... Hai să ne luăm, încercăm să luăm decizile și un pic pe plac cu celulalt, un pic acolo. Da, ai dreptate. Mă bucur.
Da. Hai, te las aici, ai grijă. Vedem dacă e zonă pe aici. Cred că e în casă. Hai, hai în casă. Hai. Marisel Scott. Hai să-l vede. Nu, unde-i zoomi? Unde-i zoomi? Că nici nu știu unde-i zoomi. Mă, dar vreau să remobilez casa asta. Mă, vine să cumpăr o casă nouă, nu știu. Dar mai încolo, poate, un pic. Noi. Cu ce bani, Marisel? Cred că trebuie să facem o bancă. Not bad. Poate păcălim o bancă. Ce face, mă, ființa asta? Unde e? Sună. Unde ești? Bibi fere, Bibi Scott, Bibi Scott, guys. Wow, chat. Mamă. Cât are bebe. Să nu vă au cu surprize astea, că parcă n-aș vrea încă, dar nu, calmați-vă, nu faceți, nu, chill, ok, chill, hai să o luăm ușurel, sper, hai să o luăm ușurel. Drăguț, mie, pa! Ceau. Nu, ce mi-a murdărit mașina, vere, uită-te puțin cât de murdară e. Cu metre, pe unde am mers cu ea, dar am făcut-o chiar așa. Înțeleg că am mers prin plaie, dar totuși. Chat, mergem direct singuri acolo? Nici nu știu, bă. E și 37. Bă, cum vedeți aici. Mamă, ce era sau stâlpul ăla. Vedem unde naiba e clubul ăla, că cred că sunt fix lângă clubul ăsta. Dacă e fix aici. Da, deci nu pot să cred că l-am nimerit atât de bine. Fix aici. Ce facem? Ia-ți pistol. Am pistol. Am un pistol. Hai să nu ies cu el din mașină, că se spanichează, mă. Nu știu să vadă. Hai să încercăm să analizăm situația. Lăsăm mașina aici. Aici. Asta e fix aici. Eu am însurat acum. Oh my god. Deci îl iau. Și vedem împreună ce facem. Îl iau de aici și mergem la mașina mea. Salut! Pablo? Da? Cine e ăsta? Fratele meu. Fratele tău? Da. Cum îl cheamă și de ce nu mi-ai spus de el? Îl cheamă Riuc. E de aceeași vârstă cu mine, 18 ani. Uh-huh. Puteți veni cu mine în mașină să mergem într-un loc mai retras? Da. Hai. Cine e ăsta? Hai să putem să mergem într-un loc mai liniștit, în care să putem vorbi în liniște. Liniște și pace și armonie. Deci, ăsta este fratele tău? Da. De ce nu mi-ai spus nimic de el până acum?
păi... E ce treabă? Sincer? Are treabă cu Antonel? Da, normal. Da. Păi și el a fost amenințat. Toată familia a fost amenințată, dar degeaba. Ce ai să spun fază? Deci, fază știi de la mine, m-a dat bine pe lângă el, dar nu i-a spus nimic. Înțelegi? Uh-huh. Și... Na, am mai avut niște dușmani care am scăpat de unul, nu vreau să dau nume, în care și Antonel ăsta era dușman, știi? Și l-am executat, i-am pus o bombă, a făcut poc, după aia, nu mai am vorbit cu el. Mi-a fost de ajuns, cred că, 3 zile cât am vorbit cu el. Deci văd că chiar e pus pe tine. Eu l-am indus un pic în eroare, că tu n-ai treabă nimica cu el, înțelegi? Acum nu știi ce să creadă. De sincer, nici nu știu să cred despre voi încă, că nu vă cunosc, nu știu ce să zic. Păi, hai să ne cunoaștem, mai bine, ce zici? Ne cunoaștem imediat. Dar și mă duci pe aici. Păi, vreau să mergem să ne cunoaștem. La unde mă duci acum, în mijlocul polenului? Da, aici. Gat, puteți începe, spuneți-mi. Ce mă faceți pe mine să credeți că nu sunt acum, cu, nu sunteți împreună cu Antonel? Și vreți să aflați voi informațiile la mine? Pentru că el mi-a spus că e împreună cu voi și că toate astea. Păi dacă te-ai spus că la mine nu sunt în eroare. L-ați indus în eroare. Da, i-a spus că tu nu ai nimic cu el și el acum mă crede pe mine. Tot o casă, cea mai derăpânată casa mea. Deci voi doi ați vorbit cu el? Când ați vorbit ultima dată cu el? Mă crezi acum vreo 5 zile. 5 zile? Da. Aha. Am văzut că ține la fete, multe are. Are multe fete? Da, nu știu. Am văzut că ține mă la ele și... Ce fete? Dacă le iei... Ia, vine pe aici. Pe una... Mă auzi? Da, spune. Pe una... Nu mai știu exact cum îi spune. Dar nu știu nici cum arată. Spune de una... Elena, ceva, gen. Elena? Cum arată? Da. Păr, nu știu, eu, mi-a spus în continuu numele ăsta, Elena, Elena, Elena. Și eu încă una, Adriela, nu știu cine este. Elena, Adriela? Înțelegi? Da. Și am zis că ținem una ele. Înțelegi? Mhm. Ăsta, sincer, ar fi un plus. Punct sensibil. Da. N-are pe nimeni. N-are familie. El, câte Antonel? Puțin. Aia. Are armata, am văzut că ai dat cu arabii peste mine cu... A început să tragă direct toate astea. I-a trădat pe toți. Cum? I-a trădat pe toți. El? Da. I-a trădat pe ei? Da. Deci acum e singur? Pe insulă. Da. Deci a fost o dată pe insulă. Și... A trebuit să o salvăm pe o fată. Deci vrei să-mi spui că acum e singur? El sau eu? El e singur și doar cu două fete. Da. La ea o omoră pe unii arabi. A fugit, a... Singur cu două fete. Singur cu două fete și... Nu știu, n-ai pe cineva. Oh my god. Familia s-a dus, s-a destrămat, nici nu mai... Familia care am condus-o eu. Ar fi o idee bună să implicăm poliția? Nu. Nu. El a tras în mami, în părinții mei, în părinții mei, doamne, în sora mea. A pus niște oameni să tragă în sora mea. Mi-a răpit tatăl. Cine se arăta? Zumi. Ok, nu cheamă. A, dar o știu pe fata. O știi? Da. De unde o știi? A, te-ai întâlnit? S-a prezentat aia. Da, da. Când ne-am întâlnit, da, s-a prezentat. Da, fata aceea, Zumi. Da. Am de treaba, mai am vorbit. Da, e de treaba, așa. Dar numai că a tras în Antonel în ea.
Mă rog, nu Antonel, oamenii lui Antonel, arabii aia care vorbeau o arabă, arabii, o cită în aia bătine. Mă, deci fii atent, am fost tot acolo să salvăm, tot în faza aia. Mâncați aici, pe toți i-a pus jos, eu am fugit și mă cred că am omorât pe 12, singur. Da, na, ce să faci? Și i-a spus și lui, chiar dacă nu se prinde cu el și dușman, pentru ce a făcut. Arabii-s mulți, dar degeaba, pentru că nu știu să tragă. Mamă, ce poziție de politist. La care și verichetă, că te-ai surat pe tine, mă? Te-ai surat singur? Asta e o discuție pentru altă zi. Aaa, nebunule. Nu vreau să dau detalii. Dar mă chin și pe mine la nuntă când te-ai... Dacă copac, rezolvăm da? Treaba împreună sau facem treburi bune, da. Da, o să vin să te ajut să scoți copacul din pământ. Ha? O să te ajut să scoți copacul din pământ să ții de până anuntă. Să-l îmbrăcăm frumos. Copacul? Păi, cu cine te-ai înjurat? Că văd că nu e singur. Tu crezi că vin cu logodnica după mine? Aaa, ești băiat rău. Da, ține. Băiat rău. Pentru că... Da... Nu știu. Boss, eu n-am treburi cu... Eu pot să fiu rău doar când se întâmplă chestii nașpa la familia mea, la oamenii apropiați. Bă, eu vreau doar să se potolească atâta. Cum, eu am mult... Vreau să fiu în față, în față cu el și să fie în situația în care să zic ok, frate, te las. Și lasă-mă în pace și pur și simplu să mă lase. Ok, da. Eu nu o să-i fac nimic, o să-i arăt că nu-l omor. Să fie la, efectiv la mustață că-l omor. Și după asta să mă lase în pace. Putem folosi o stație să vorbim dacă vreți. Eu nu mă. Spune-mi tu. O 168? Da. 168, ia să vedem. Două secunde. Mă auzi? Tai, tai să ajung acolo. 168. 168. Băi, intră mă butonele acolo. Te ajut? Mă auzi? Da, tu mă auzi? Aha, ia stai. Da, vezi că nu te știi, stai. Mă auzi acum? Da, mă, te aud. Bă, hai să-ți spun o șmecherie. Fii atent, vezi că are un fir aici? Da. Uite, ăsta ți-l tragi, stai. Ăsta ți-l tragi pe ureche, ți-l bagi și bagă aici, în spate asta. Și cum o bag? Bagă cu mușchiul ăla, știi tu. Așa, aprinsă. Și apasă pe mușchiul ăla, cheptul. Da, vezi? Da. E mai eficient. Ok, asta rămâne în stația? Da! Păi... Ok. Acum ce vrei să facem? Mai să facem ceva? Păi să încercăm să dăm deci să vă duceți voi după el. Deci știți unde ar fi sau nu? Vedem imediat. Îl are pe unul Edi, te duci la el. Bă, sper că n-am picat în plasă. Asta e tot ce sper, să nu fi picat în plasă. Păi să mă captureze, guys. Băi, fără de astea. Bă, Liuc? Da, da. N-a zis care ăsta o familie? Ba da. Cum o cheamă? Care? Nu mai țin minte. Corleone, parcă. Oh! Aia știam deja și eu să-ți răspund. Ia, unde e? Și dacă e acolo la casă? Ia, tu, ăsta, Mariusel, tu știi unde e? Cum să știu eu? Eu știu doar că, da, are treabă cu Corleone. E cu Vito, cu toți ăștia. Deci că îl căuta tatăl, de fapt. Cred că se certase cu el, încât am înțeles. Da, din câte mi-a spus el a fost trimis. Trimis? Da, nu știu, a zis că l-a dus elicopterul, l-a aruncat în apă, nu știu ce trebuie. Hai, că nu mai înțeleg nimica. Păi îl cunoaște, ce am întâmplat, nu mai cunoaște, că pe mine mă trase la răspundere să... Nu mai înțeleg nimic. Ia, dacă venim până la ponton, nu poate fi pe acolo. Chiar nu știu.
ultima dată când l-am văzut. De fapt a fost cu tine, mai știi când era la ziare, când a fost o dată? Sau de fapt stai că nu mai ne-am întâlnit. A fost o dată la ziare, a da, cu Liuc, cu fratele meu. Era ascuns, deci pe atât, a pus-o pe fata aia, a gata! Pe aia, Elena a pus-o, gata, știu cum arată, e brunetă spre gălbenuie. Seamănă cu a noastră? Fix aici. Și era el într-un colț aici. Uite, aici. Ce? Da, nu prea pare să fie fost... Bă, eu cred că e aici, ai, mă. De unde crezi? Pentru că ăsta pleacă fiecare zi la ăla. Deci de când m-am împrietenit cu el, în fiecare zi mă duc la insula aia părăsită de maimuțe nebunice. A, și deci îl găsiți pe insulă sau? Cam așa, nu știu. Păi și eu ceva ce mai după insula în viața mea, că m-am strâns să mă duc. A, ce, păi... E oribilă insula. Ce termini eu, mă? Că suntem trei. Când a fost cinci, eu am bătut 12 singur, aia atât, au plecat și m-am descurcat singur. Ce-am făcut? Nimic. Îmi place mașina ta. Ai logodnică acasă, te acasă, bă. Chat, logodnică e în siguranță acasă, deci, vorba ta. Stai că nu mi-am mai dat aminte. O să fiu și eu imediat după deci, ce rezolv treabă. După aceea dacă ne trezim că iar ne atacă ăștia dintr-o dată, probabil la nuntă. Și aici undeva, vrei, uite aici. Mă, ce frumos. Ia. Ce, uitați cât de frumos se vede jocul. Nu vi se pare? Uite. Nu spune că el e cu Lambo ăla. Nu, no, nu, no, nu, no, dă-i înapoi dacă... Oh, shit! El e? Arabii, au tras! Nu e bine deloc. Atenți arma. Nu. No. Da, da. Oh, no. Nu, nu e bine. Nu, 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 hai să ne întoarcem acasă. Hai să. Hai nici eu acasă. Da, da, ba da, acasă. Hai acasă, no, că no. Mi-e frică, nu sunt unde no. Cu ăstea. Haide. Bă, nu sunt cu ăstea. Pentru nevasta ta, hai. Mă, să fii glandurios în viață. Hai, bă. E. Hai. Ăla... Era arabi sau era Antonel acolo? Duceți-vă acolo și țineți-mă la curent prin stație. Bă, hai, duceți-vă bă. Acolo și țineți-mă la curent prin stație. Bine, mă, papă, lapte. Bă, duceți-vă ca prietenii lui, nu sunteți prietenii lui. Nu știm. Nu știm, că n-am mai vorbit de mult și mi se nu ne-a pe sus. Văd că-s arabii doar, nu văd că-s și el. Nu știu, poate l-a capturat pe ăsta. Bă, iarăși se porniște basul. Dacă-i vedem. Ia, hai după Lambo, că nu-i nimeni, hai după Lambo, dacă stai aici. Dacă se porniște... Bă, pleacă, bă! A parcat! Mama mea! Nu știu ce să fac. Unde pleci, mă? Nu cred că fac o idee bună acum. Fac bine ce fac acum? What? Mi s-a părut că au ceva. Mi s-a părut doar. E Antonel. Vino el prin spate. Unde sunteți, mă? Unde sunteți, că eu l-aud, l-aud, e fix aici, sunt, eu sunt în apă. Dă-mi încoacă, nu știu. Apa?
Te rog, ia frumă. Piept, ești nebun? Bate inima, bum bum. Mamă, e prieten cu el. Chat e cu el. Avem un infiltrat. Mamă, ce bine. Chat. E stație Waterproof, stați liniștiți. Au plecat ăștia, mă, de aici? Hei. Bă, hai, hai din apă, hai din apă și trage unii pe ăsta, lăsăm singur. Ce, mă? Ai zis? Urcat. Ce? Urcat acolo. Bă, ești bine? Ce vrei, mă? Bă, ești bine? Bă, lasă-mă, bă! Bă, alo! Mariusel! Cine e ăla, mă? Bă, lasă-mă, bă! Cine ești, mă? Cine ești, mă? Cine stă, mă? Aaaa... Nu știu, prins aici. Ia dă-i drumul. Ce faci, mă, băiatul ăla? Cine ești, mă? Nu mă repet. Bă, ăsta nu e ăla de-l cunosc eu, mă? Vine-o cu mine. Lăsa-ți șef jos tras. Bă! Lasă-mă, mă, să-mi beau și eu sucul, ești nebun la cap. Asta nu știu să mă recunoască, să mă reu. Te podolești. Nu mai da. Bă, ușor, mă, bă. Adică vrei să spui că nu mă recunoști? Ce e asta? Bă, tu nu ești... Acum? Nenorocitule, ești ăla. Ești ăla? Ce cauți aici? Ești ăla care... Ai mai venit în seara aia, bă? Da? De ce oare să nu fi venit? Ce dau mine, bum, bum. De ce oare crezi că n-am venit? Sper că nu ai chef de shooting. Lasă taserul, Pablo. Stai așa, că lasă taserul. Sper că n-ai chef de glume. Am venit să rezolv o chestie. De ce n-ai venit în seara aia? A? Ce chestie să faci? De ce n-am venit în seara aia? Tu nu înțelegi că ai tras în Zumi. Aproape am omorât-o, sora mea. Aproape am omorât. Eu am tras, mă, sau da, oamenii mei? A, e, nu e același lucru. A, ești stângă pe seara, că vrei să spui că i-au făcut de capul lor asta, a? Fus. Nu greșeală. Am vrut să se întâmple asta. O greșeală. Renio. Și faptul că ai venit peste mine în spital și mi-ai repetată tot o greșeală a fost, nu? Nu, aia a fost intenționat, că a trebuit să vorbim. Toate au fost și greșeală și intenționat și toate, nu? Nu puteai să vezi să discutăm? Bă, tu pe mine la răspundere. Da, pentru că ce? Eu ce ți-am făcut ție? Tu, nu, ok, să zice că s-a terminat totul. Am uitat faza aia cu podiul ăla, că trebuia să te prezici tu, ca tot omul acolo. Ca tot omul, să te prezinti acolo la pod, da? Nu te mai prezinta la niciun pom, bă, băiatule, bă. Cu ce ocazie să mă la mine mă spionezi și de ce căutai în apă? Mă spionai, nu? E sincer, nu. Ce făceai? Așteptam să văd ce se întâmplă pe aici. Ai venit cu Pablo? Nu. Și cum de erai fix în apă? Problema era că eu am venit, v-am urmărit pe toți. Dar... Cu ce mașină? Chiar trebuie să-ți dau acum banii cu ce mașină am venit, cu ce am făcut, ce am făcut. Vreau am venit să știu cum ai venit, cu ce ai venit, cu nu știu ce. Ce contează cu ce am venit, contează pentru ce am venit. Am încercat să mă spionezi, dar am uitat că tu ești un spion prost. A? Un spion prost. A? Ce încerci să afli de la mine? Eu încerc să văd ce ai cu mine. Că eu nu ți-am făcut nimica, da. Numai să fac un plan. Și să mă bine echipez și să vin pe tine, să încerc să aflu de tine, recunosc. Aha, deci vrei să mai vii să mă omori eventual, nu? Nu, 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 nu umblu cu de-astea. Nu umbli cu de-astea, nu vrei să mă omori. Păi dacă te omori, ce fac, mă? Ce rezolv dacă te omori? Nu rezolv nimic, dar dacă te chinui, împotrivă, rezolv. Păi de ce să mă chinui? Strag în picior, stai 5 luni prin spital, ieși din spital, strag în mână, stai 4 luni în spital, te chinui, pac, pac. Nu că ai ești bolnav mine, sau care-i treaba? De ce să faci asta? Ei, vorbești cu un psihopat aici, ai auzit? Aolo. Ai grijă. Păi erai mai cu capul pe umăr când te știam eu prima dată. Când eram prieteni, amici. Da. Da. Nu era frumos, mi-era bine, dar s-a întâmplat ceva cu tine. Ai ajuns ca ai vers pe perii, nu știu ce n-ai bate apucat. Dar am ajuns de să mă feri. Greu.
greu acolo. Am dat de mirosul banilor. M-au luat banii. Am simțit ce înseamnă banul, bă. Am simțit ce înseamnă banul. Am renunțat la prieten, am renunțat la tot. I-am pe băieții ăștia buni. Opa! Ce? A venit cineva? Am auzit o împușcătură. Nu, n-a fac nimic. Pune-mi sigur că ai venit singur. Singur sunt, jur pe ce vrei tu. Sunt singur eu. Aha. Dacă ai tu oamenii care vin acum să ne facă... Te cred. N-am venit cu scandal, am venit să discuți să mă lași în pace. Că n-am făcut nimic, nu ți-am făcut nimic. Ia zi, Tactu, ce faci? Văzut? Eu ce fac? Tactu? Nu știu ce face taică-miu. Treaba lui ce face el. Zumi, cum e? Zumi, ai zis că o cheamă? Mă enervez rău de tot că ai început să întreb de ea pentru tot ce ai făcut. Eu i-am făcut, mă? Tu n-auzi, mă, mâncați și că n-am avut intenție la... Nu, dar ai avut direcție. La tactul, da, am avut intenție la tactul, am avut intenție. Arab prost tras, arab prost concediat omorât. Dă-l n-ai bine, arab, fi țara arabii, de răs, unde sunt ăia, mă? Văzut Mercedes negru Jeep pe aici? Lasă-l jos, mă, pe ăla. Te-am mișit la telefon, că n-am nicio treabă cu băiatul ăla, avea cum... Pablo dormit, dat un pumn dormit. Aolo. A, trezit, aparent. Bun, hai să ne calmăm și să mai fim tari în gură și nu știu ce. Mamă, ce... Mă? Ce, că ăsta-i prost, arabul tău. Calmează-te, mă. De ce nu mi-ai zis că ești leșinat? Wow. Întreabă de toată familia. Întreabă de toată familia, nu? Ce vrei să facem atunci, Mariusele? Ce crezi că vreau? Vrei să o dăm la pace? De ce ai venit după mine? Păi da, să mă lași în pace. Bun, să-mi trăiesc înainte să te lasă în pace, vreau să-mi zici sincer și să juri. Aha. Dacă tu ai pus hitman aia pe mine. Ce hitman? Bă, cum tu crezi să mă... Păi, frate, tu chiar nu mă cunoști deloc, nu umplu cu nimica de chestii de genul. Nu înțelegi că eu vreau să-mi trăiesc o viață normală? Nu știu ce, cum ai devenit un nebun cu arme, cu nebunii, cu arabi? Viață normală ca viață... Auzi? Ce ai zis? Ai zis că ai o viață normală, nu? N-am zis că... Am zis că încerc. Ai o viață normală, nu? Am zis că încerc. Întoarce-te. De ce să mă întorc? Întoarce-te puțin. Scoate cei la pantaloni. Ce vrei, mă? Bagă mâna acolo, că dacă nu-ți bag eu mâna la fund. Ce să scot, mă? Mamă, tu te pică. Bagă, mă, scoate de acolo ce ai. Adică? Ai zis că vrei o viață normală, că ești inocent, că nu știu ce. N-am zis că ești inocent. N-am zis că ești inocent, că dacă eram inocent, mă... Ce? Scoate cei la fund acolo. Ce? Scoate-mă pistolul. Ce așa de... Nu, mă, ăla mai mare. Ce ascunzi acolo la poponeață, vezi? Ce? Aia zic. Ce? E un pistol. Se pare un pistol normal? Nu știu cum să spun, dar tu vrei să vin fără armă peste tine? Uite-te cu ce oameni stai în jurul tău. Bă, ok. Dar de ce suferi să urmăm în cație și, a? De ce? Păi tu pe cine crezi, mă, că faci prost, bă? Pe cine joci, mă? Păi mă joci pe mine pe degete, mă? Mă joci pe mine? Ia uite, mă, ramule, mă joacă ăsta pe mine. Ai auzit, mă, ramule, mă joacă ăsta pe mine, mă. Bă, Antonin, dar parcă tu nu erai cu arabii, ci te-ai dat în cur la ei? Ce zici, mă? N-ai auzit de armă de autoapărare, nu? Da, așa știam și de tine, că nu ești popin... Donos. Mai continui. Da. Păi azi atunci să ajungem la un pact, să zic așa. Un pact. Cum facem cu pactul? Deci, hai că decid eu. Vă lăsați în pace. Tăcut, copil prost din gură. Ia dă-te, mă, la parme, Pablo, că eu vreau să vorbesc cu bratanul. Cu băiatul ăla. Bratanul ăla. Ia, bratane, ia zi. Mă duc să zic? Fac... Zi, deci, fete, zi așa că vrei spații și să nu mai țin cu plinic. Mă lași în pace. Să nu te mai iei de prietenii și amicii mei. Să nu mai ai legătură cu ei. Dacă nu vrei să fim să ne înțelegem unul cu altul, așa rămâne. Că am auzit că ești, ai nebunit rău de tot. Nu te fac nebun. Că ai nebunit rău de tot în ultima vreme. Dar ce treabă ai, mă, tu de mine, mă? Păi dacă... Eu n-am înnebunit. Dacă umbli cu oameni cu arme după tine, o armată, să vină să tragă în sora mea direct, să nu mă lase să zic absolut nimica.
Ăștia trebuie ținuți, le-ai seama, mâncalea și... Să băiți mei! Da, băiți mei! Bratanii mei! Bratanii mei! Ce-a mă, da! Palași! Da, mă, da! Da, mă, da! Da, mă, da! Iubesc pe toți! Da, mă, da, da, da! Bagă ăla la loc! Și... Să știi că sunt dezamăgit pe tine, că n-ai venit atunci pe insulă. Ce mă, pe insulă? În primul rând era pod și în al doilea rând, cum ai fi vrut să vin după tot ce ai făcut în ziua aia? Tu cum mă vezi pe mine? Să vin? Dacă ești băiat serios, dacă băiat ești serios, cu cap, ai fi venit. Da mă, puneam pariu că nu erai singur acolo. Era mine și... Dacă, de exemplu, ar fi prezinția cu noi. Tu nu ai avut armă, e ca și cum ai zice că... Nu, nu, nu. Mamă, n-a avut nicio treabă. N-a avut armă. Dar dacă cineva zice... Deci, fete, dacă eu te-a zice să vin... Mamă, să vorbești ăsta. Dacă cineva ți-a zice, bă, hai la mine, singur, și mai vin încă 30 cu ăla, te bate cu imă sau ai bătut... Bă, crede-mă că eu am sânge unde trebuie și eu vin. Cum da, nu-l știi pe Pablo ăsta, mă? Te-am mai spus odată că a venit o singură dată să vorbim, dar tu ce n-am mai văzut și acum nu știu care-i treaba. Și ce cauți, mă, cu ea atunci? Nu știu. Care-i treaba? Așa, instant, bă, dar voi crede, mă, credeți prost, mă credeți prost pe mine, mă? Credeți pe Antonel prost, mă? Ziceți, mă, îl credeți pe Antonel prost? Adică voi credeți că ați apărut așa instant, ăștia doi după mașină, ia uite, mă. Da, bro. Tu notând acolo. Da, bro. Păi cine te-a dus, mă? A fost la grădiniță, mă, împreună, mă. Da, mă, da, am fost da, și bro, cu bară cu ăla. A fost cu bară la grădiniță. Da, mă. Bine, mai că se face târziu, mă duc acasă. Ciao. Și eu cred că mă duc, pa. Antonele? Lasă-i să ne continuăm exportul noi. Bine, ciao, baftă. Hai, la revedere. Baftă, baftă. Hai, după mine, mă. Stați cu ăsta. Ne întâlnim în spate. Ăla nu avea de unde să mă vadă în apă. Cum și-a dat seama? Aaaa. Cum zice repede să ne prindă? Dacă vin după noi o trag. Stai, apăsați voi pe butonul ăla de follow ca să aveți la curent ce se întâmplă în următorul episod. Dar încearcă să-i pierzi. Da, mă, da. Ia du-te-mă la poliție că nu mai vine nimeni. Băi, mă duc acasă la logodnica mea. Unde vă lași? Boș, nu ne lași! Păi ce să vă fac? Cine vă descurcați? Nu bă, este... după ce... Ce? După ce te-am mai adus la el... Tu mă lași în stradă, mă? Băi nu, te întreb unde să te las. Păi stai să scăpăm de ăsta și mai vorbim. Cu cine? De ce să scăpăm? Unde, mă? În spate. La dreapta, aici. Dreapta, aici. A, e cineva după noi? E ăsta după noi? Da! Antonele după noi? Da. Că e bunica din mormânt după noi. Parcă eram... Da. Parcă nu se mai făcea nimic, parcă stăteam pe bară. Aha, ai grijă. Tu crezi că ăsta-i proști, mă, ăsta... Doamne... Dacă nu, eu trag după ăla dacă mai vine după mine. Iau la dreapta, iau la dreapta! Ai de capul meu, fața lui ieși, mă. Mă, ce face ăsta, mă, ăsta? Se ține după noi? Păi tu nu va cum ai insinuiești, mă, că vine după noi? Păi da, ia-i iurea! Dar că am stabilit că... Mă las să-mi pace. Parc! Tu ce te gândești acum? Să opri, mă, prietene, fai să fii prieten, da-na-na. Păi, de ce mă urmărește? Pentru că ăstia, nu-și oameni cum se cade. Și? Degeaba ți-i spun o vorbă că fac alta. Acum, și dacă nu mai avem nici benzină, ne-a și dus. Ma. Bă, chat, ce fac, mă, cu ăștia? Stânga aici. Stânga. Și dai drept. Aici. Deci ai ăla stânga, dai drept în față, dai tare. A, bă, n-are cum, bă. N-a... Băi, oare? Stânga aici. Mamă. Ce facem asta?
Au rămas niște nouă fostea să vedem unde ne duci. Parcă aveau transportul lor să ne lase în pace. Da. Tot ok, mă. Dreapta aici. Aici dreapta. Mamă, dreapta, aici stânga. N-aveam cum să iau să dreapta. Stânga. Când aveam aderență destulă. Bă, n-are cum, bă, bă, doamne, cum ieși bă în față la prostul ăsta, mă? Ma, mama mea. Abia am luat-o. Aha. Ia. Mama, asta a fost gândită să mor. Ai văzut ce bine am făcut-o? Bă, du-ne mă la... Te-ai zis că ai casă, nu? Mamă, ce bine am gândit-o. Mamă, ce creier stunciat. Bă! Și gura, că-s concentrat. Mamă-leu. Mamă, ce casă șmechere. Bine, bă. Ce jos. Oh! Vreau un spam cu Gigi în chat, mamă, deci n-o dai pe urmărire cu Mariusel. N-o dai pe urmărire cu Mariusel. Dar aștept acum am știut casa. Aoleu. Băi, chat, dați acolo pe butonul ăla de follow. Dați pe subscribe și like neapărat pentru episodul ăsta, că a fost un episod insane. Da. Asta e casa ta? Nu. Dar ce e asta? Am intrat aici acasă de prima pe care am găsit-o. Ideea e că nu prea aș... Deci ai văzut că sunt de partea ta? Cam așa ceva. Unde vă duc? Nu știu, dar tu unde stai? Ce contează unde stau? Nu vreau încă să știți totul legat de familia mea. E normal, după atât, că nici eu nu știu totul despre familia voastră. Păi, și acum ce faci? Pleci, stai? Ei, vreau să vă duc ca să pot să plec. Așa că ziceți-mi unde vă las în apropiere. Dacă nu vă las aici. Vă las la un garaj? Păi, ne las. Păi nu. Vă las la un garaj, da? Da. N-are cum să mă mai găsească acum în chat, că e în culme. Și cum facem dacă... A, de fapt, da, te sun. Corect. Salut. Hai, ne auzim. Hai. Vorbim. Ceau. Stai. Venegerez un ce? Întinde mâna. Hai. Mamă, 60 de mii? Ce-s cu banii ăștia? Banii ăștia? Da. Să-i de ceva frumos. Ok. Pară de treabă. Bă, dar ce urmărire, guys. Băi, chat, deci așa urmărire. Mamă. Nu dai, chat. Hai că a ieșit bine. A ieșit bine, guys. A ieșit bine. Guys, noi să închidem aici acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați acolo pe butonul de follow, de like, subscribe, tot ce trebuie, follow pe Trovo, Instagram, pe Instagramul lui Mariusel, că o să vedeți acolo postarea cu Bibi. Eu sper că v-a plăcut episodul ăsta. Vezi că a fost un episod super mișto. Dacă v-a plăcut, vreau peste 3000 de like-uri la episodul ăsta, așa că dați acolo pe butonul de like, pentru că episodul ăsta, eu zic că merită multe like-uri. Ok? Apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent. Și noi ne auzim data viitoare. Vă pup, ceau!